faine, uitați-vă la ei că sunt de mișto. Mamă, ce faine sunt. Ce faine. Așa, uite și tu la poze. Ce mișto sunt. Haideți și voi de acolo ca să poată. Bari. Ați adus ceva? Mă duc imediat. Da? Stai, nu le da acum, nu le da acum. Facem o poză cu ei așa. Pozez. Nu? Bună, bună treabă. Vă rog, colegi, stimați, hai dați, luați și bărbine. Marian, te ocupi, te rog, de băieță. Eu cer scuze acum, că ne-am reținut mai mult, am avut multe de vorbire. Haideți să mai facem o poză și aici. Profesor, că sunt într-o regiune a Basarabiei mai de nord, de Bălți, din jur, care am venit încoace de la Lugoj. Încă o dată mulțumesc. Mă numesc Sofronie Silviu. Sofronie? Cu S, Sofronie, nu Ș, că lângă Arada e Sofronia și toți îmi zic Sofronie. Vă dau carte de vizită, două, na. Că mai trebuie să mai trec, am luat. Da, sunt pe Zotar. Dar îmi fac și funcția respectivă pe care... Unde? Am lăsat așa. Trebuia să deschidem cu box aici, excelența da. Noastră. Nici în regiunea respectivă. De dincolo am intrat în care așa... Cum? În Orșov am fost primarului de acolo. Da, este. Bocșa încă nu. Vreau să vă spun că am dus și discuția asta sus la etaj. Și dacă sunt făcute bine, atunci legăturile țin mult. Poate țin pe veacuri chiar și mile. La voastră vă mulțumim. Dane, te ocup tu, te rog, de... aici avem și o plasă. Da. Și suntem noi așa de mofuroși. Sau dacă chiar și le avem, nu atât de multe. Am avut discuții interesante
în ceea ce privește cultura comună a celor două țări, posibilitățile de colaborare între orașul Bocșa și Republica Moldova prin consulatul de la Timișoara, prin sprijinul excelenței sale. În același timp, pot să vă spun că s-au abordat teme economice, dar este prematur să intrăm în detalii. Ceea ce pot să vă spun este că de aici încolo orașul Bocșa și consulatul Republicii Moldova la Timișoara vor avea o relație strânsă, vor avea o relație de prietenie în care vom încerca să sprijinim cele două părți, orașul Bocșa pe de o parte, cât orașele pe care excelența sa le reprezintă în zona noastră. Iniția împreună cu primăria și cu organele publice locale acele relații de vecinătate, fiindcă România și Republica Moldova, măcar că sunt de aici până acolo vreo aproximativ 900 de kilometri, e aproape, că e până la mie. Și asta e una, și a doua, ne mai unesc mult mai multe altele decât să ne despartă cei 900 de kilometri. Am găsit limbă comună dintr-o dată și fără nicio traducere din română moldovenească, sau de invers, că mă mai întreabă, zice, totuși, la dumneavoastră, cum să zice la limba? Zic, uitați-vă după legea primită încă în 1989. Limba de stat a Republicii Moldova este, așa se numește, așa îi zice în Constituția, limba de stat, și în paranteză, similar română. Este paranteza aia care a fost adăugată prin anii 93, când n-o fusese. Na, ne-am înțeles foarte bine, nu numai că vorbim aceeași limbă, dar vorbim aceeași limbă nu numai din punct de vedere a bagajului de cuvinte, dar vorbim aceeași limbă în gândurile și năzuințele și tot ce gândim să facem pentru comunitate și pentru acele zone românești care le reprezentăm.